În vremea aceea, auzind în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis Ioan pe doi dintre ucenicii săi să-l întrebe: Tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Atunci Iisus, răspunzând, le-a spus: Mergeți și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbi văd și schiopi umblă, leproșii se curățesc și surzi aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu va pierde credința în mine. După ce au plecat aceștia, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan, zicând: Ce ați ieșit să vedeți în pustie, o trestie clătinată de vânt? Sau ce ați ieșit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, de ce ați ieșit să vedeți un proroc? Adevărat vă spun vorbă și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care ce este scris: Iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, cel care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat vă spun vouă că nu s-a sculat dintre cei ce sunt născuți de femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel ce este mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei silitori pun mâna pe ea, căci toți prorocii și legii au prorocit până la Ioan, și dacă voi să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină, cine are urechi de auzit, să audă. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată lucrarea Bunului Dumnezeu este aceea de a-L susține pe om în starea de iubire atât cu Dumnezeu și cu aproapele său. Toate poruncile se susțin pe acestea două. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, din toată virtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pe Dumnezeu, pe tine însuți și pe aproapele tău, toate încheiate în cruce și însumate în iubire. Dar nimic nu urăște mai mult Satan decât relația de iubire dintre om și Dumnezeu și dintre om și om. Nimic nu urăște Satana mai mult decât crucea pe care omul și-o asumă în inima lui ca legătură de iubire cu Dumnezeu și cu aproape. Și nu are armă mai puternică Satana pentru a lovi în această stare și în această lucrare decât dezbinarea. Dacă Sfânta Cruce le adună în sine pe toate și de aici din Sfânta Cruce pe toate le pune în relația de iubire cu Dumnezeu și cu aproape, iată că Satana din totdeauna a avut să dezbine, chiar în nebunia lui, să dezbine și relația de iubire dintre Fiul și Tatăl. De ești tu Fiul lui Dumnezeu, spune ca aceste pietre să se facă pâine, ca să rupă legătura de iubire. În așa nebunie a lucrat Satana, încât continuu și continuu vrea să dezbine din ură și răutate. Dar bisericioși și lucrările lui sunt atât de perfide încât noi nu ne putem gândi. Chiar în punctul în care omul este mai neputincios, este la limită, este cu sabie deasupra capului, atunci când puterile lui sunt epuizate, atunci Satan aruncă o săgeată în inimă ca să dezbine încă o dată relația de iubire a omului cu Dumnezeu și a omului cu omul. Și nimeni n-a scăpat de aceste săgeți. Chiar și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în pustiul Carantaniei a fost săgetat, dar i-a răspuns Satanei:
prin cuvinte din Scripturi și într-un final cu puterea Lui Dumnezeiască înapoi a mea Satan. Nici Maica Domnului n-a scăpat de sabia care a trecut prin inima ei, prin inima ta, va trece sabia, adică suferința pe care a avut-o în legătură cu răstignirea și cu prigonirea Fiului Său iubit. Dar nici Ioan Botezătorul n-a scăpat de aceste lupte misericincioși, omenești și firești pe acest pământ în Valea Plângerii. În momentul în care el, Ioan, era în închisoare, când se apropiam ucenicia lui, când pregăteau să-i aducă capul pe dipsie la un chef nebunesc în palat împărătesc, Ioan are și el momentul lui de frământare, de tulburare, de îndoială și trimite pe ucenici, doi dintre ucenicii săi, îi trimite la Mântuitorul ca să întrebe, tu ești sau să așteptăm pe altul? Cum, Ioane? Acum, când tu trebuie să te umpli de slavă și să devii ucenic, să pleci dincolo încununat, tu pui întrebarea prin ucenicii tăi către Hristos Domnul, tu ești sau să așteptăm pe altul? Oare ai uitat ce ai făcut 30 de ani în pustiu? Ai uitat, Ioane, câte glasuri dumnezeiești ai auzit, care ți-au spus să mergi să pregătești calea Domnului? Ai uitat, Ioane, când ai venit la Iordan și ai strigat cu putere multă, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor? Care împărăție? Cea venită prin Mesia, Iisus Hristos, Domnul, și prin pogorea Duhului Sfânt care va urma. Ai uitat, Ioane, când ai pus mâna în capul Mântuitorului și ai spus că nu ești vrednic să dezlegi cureaua încălțămintelor Lui, dar voi să mai pui mâna în capul Lui? Ai uitat, Ioane, când l-ai botezat pe Hristos și când glas din cer a zis cu putere multă, acesta este Fiul meu cel iubit întru care am nevoie, de acesta s-a ascultat? Ai uitat când tuturor le-ai spus, iată, acesta este Mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii? Când le-ai spus ucenicilor, mergeți după El, că acesta trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Ai uitat toate acestea, Ioane? Omul, iubiți credincioși, la moment de strâmtorare, parcă uită tot. Uită legătura lui cu Dumnezeu, uită legătura lui firească cu sine, aproape că și iese din minte. Și mai mult decât atât, uită legăturile cu ceilalți. Și nu bagă Satana vrajbă mai mare pe lumea aceasta decât între legăturile duhovnicești. Pentru că legătura duhovnicească este mult mai puternică, mai trainică și veșnică. Legătura duhovnicească este mai mare decât legătura de sânge. De aceea îi bagă o săgeată în inima lui Ioan. Tu ești sau să așteptăm pe altul? Dar Domnul Dumnezeu, Cel care pe toate le știe, care cunoaște firea umană, care cunoaște inima omului, Cel care și El la rândul Lui va fi ajutat de Simon Cireneanu să-și ducă crucea, Cel care și El la rândul Lui va plânge cu lacrimi de sânge, Cel care va striga și El, Eli la Masa Bactanii, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru noi și în numele nostru, întregii umanități, va striga așa. Cel care va plânge cu lacrimi de sânge și El care va lăcrima pentru Lazar și Cel care va ști că firea omului este neputincioasă, a înțeles starea lui Ioan. Pentru că această întrebare a lui Ioan are o direcție, să zic așa, dublă, odată pentru Ioan și odată pentru ucenici. Poate că Ioan a întrebat pentru el, dar poate că Ioan a întrebat pentru ucenicii lui. Poate Ioan a întrebat și pentru toți cei care vor urma și vor afla acest răspuns. Deci nu trebuie să privim unilateral întrebarea lui Ioan. Dar mergem deocamdată pe această măsură. Și Domnul îi spune așa, Ioane, ascultă ce zic eu și ce au spus proroci. Orbi văd, șchiopii umblă, bolnavii se tămăduiesc, morți înviază, săracilor se nevestește, se împlinesc prorociile despre Mesia. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan acestea, ca să se liniștească inima lui, să se întărească mintea lui, să se așeze credința în el și să se ducă cu inima deschisă pe care avea să o urmeze a muceniciei și mai departe în adâncul iadului,
să propovăduiască Evanghelia și pocăința celor din întuneric și din adânc. De aceea, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu îi spune clar: duceți-vă și spuneți lui Ioan că fericit este acela care nu-și va pierde credința în mine. Fericit este acela care va crede până la cap. Fericit este acela care va înțelege că în valea aceasta este valea plângerii, că drumul nostru este drumul crucii, iar finalul nu este o stare fericită pe pământ, ci este idealul cel mare, împărăția cerurilor cu Hristos cel înviat. După ce au plecat aceștia, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. De ce? Pentru că pe de o parte Satan a băgat dezbinare în adâncul inimii lui Ioan, între Ioan și Dumnezeu, între Ioan și povățuitorul lui și învățătorul lui, că Iisus a devenit învățătorul lui și Dumnezeul lui, și acum urma Satana să bage dezbinare între toate mulțimile acelea care au auzit glasul lui Ioan, care le spunea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, să bage Satana săgeată și dezbinare și neîncredere între ei și Ioan, și între ei și cuvântul lui Ioan, și implicit să saboteze cuvântul care spunea: iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Deci, practic, Satana lovea în punctul lui maxim de a-i separa și pe Ioan și mulțimile de credința că Iisus Hristos este Mesia. Și Domnul le spune clar: ce ați și voi să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Sau ce să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi. Oamenii aceștia îmbrăcați în haine moi, care au un confort lumesc, se află în casele împăraților. Dar vă spun eu că Ioan este proroc și este mai mare decât un proroc. Și este cel mai mare proroc. Și este cel mai mare bărbat născut din femeie, pentru că nu s-a născut pe pământ un bărbat, un om mai mare decât Ioan Botezătorul. Deasupra lui este doar Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului. Smerenia întruchipată. De aceea, iubiți credincioși, îl așează și pe Ioan, îi așează și pe ucenicii lui apropiați, și Domnul așează și mulțimile, că îi ceartă, îi mustră și totodată îi îndreptează. Da, iubiți credincioși, le spune clar: cel ce este mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Adică deasupra lui Ioan, să știți că sunt ierarhiile îngerești. Sunt serafim, tot, puteri, heruvim. Și Ioan, care este cel mai mare, este mai mic decât ei. Dar deasupra tuturor este împărăteasa, este preasfânta născătoare de Dumnezeu. Dar spune clar Domnul un cuvânt: din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția celor se ia cu stăruință și cei silitori pun mâna pe ea. Vrei împărăția? Silește-te. Vrei împărăția? Ostenește-te. Vrei împărăția? Străduiește-te, pentru că nu e un lucru, ți se dă în dar, dar tu trebuie să ai efortul de a primi darul, de a susține darul, de a păstra darul și de a mulți darul. Adică nu-ți pică ție împărăția celor în cap și tu stai așa și ai ajuns deodată ziua împărăției fără să faci nimic, într-o comoditate și într-o indolență totală, ocolind crucea și voind doar să participi la înviere și la cină cea de taină. Nu merge. Iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. De aceea Domnul Dumnezeu îi scapă și pe Ioan și pe ucenicii lui și mulțimile de neînțelegere. Mare păcat și mare neputința omului să nu înțeleagă lucrurile. Din cauza asta, că omul nu înțelege, nu merge pe calea cea dreaptă către împărăția cerurilor. Și chiar dacă înțelege omul pentru o clipă, din credincioși, de foarte multe ori, se minte pe sine, își astupă înțelegerea, își astupă conștiința, pentru că nu vrea să meargă pe drumul crucii și preferă un drum ocolitor pentru o clipă pe lumea aceasta, crezând că la final o scoate el cumva la capăt, și se minte, așa cum se minte toți oamenii ziua de astăzi, neînțelegând că sunt vremurile în care să ne trezim cu toții, să ne străduim și să luăm împărăția celor silindu-ne. Căci toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Și dacă voi să înțelegeți, le-o zice Domnul direct,
Și dacă voi să înțelegeți și să pricepeți, El este Elie, Cel care va să vină. Cine are urechi de auzit să audă. Cum adică El este Elie, Ioan este Elie, Cel ce va să vină? Păi nu Ioan a murit ca mucenic sub sabia lui Irod? Nu Ioan s-a dus în iad înaintea Mântuitorului să propovăduiască Evanghelia? Nu Ioan este Ioan? Nu cumva Domnul propovăduiește El credința în reîncarnare, cum spun mulți rătăciți și nebuni? Pentru că pleacă de la acest pasaj și de la alte pasaje, când ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul, cine ești tu, Ilie? Ești tu prorocul? Cine zic oamenii că sunt eu? Pornind la aceste două, trei lucruri, neînțelegând Scripturile și rătăcindu-se, ei sunt creștini care acceptă, de fapt, reîncarnarea, karma și toate rătăcirile orientale, amestecând într-un ghiveci, într-un New Age, în mintea lor, Evanghelia și cu tot ceea ce vine din afară, nefiind niște fii ai Bisericii prin pocăință curată, participând la Sfânta Liturghie și împărtășindu-se cum trebuie. De aceea, iubiți credincioși, un pic insistăm pe acest cuvânt. Și dacă vreți să știți, El este Elie. Cum adică El este Elie? A venit Ioan cu Duhul și cu puterea lui Elie. Care era Duhul lui Elie? Era Duhul adevărului. Era Duhul mărturisirii credinței și a lovirii din toate părțile, cu toată puterea, cu sabia cuvântului, a imoralității. Adică Ioan le-a spus clar, puneți jertfele în față, puneți apă ca să nu cumva să se facă vreo scamatorie, să băgați voi foc pe dedesubt, cum făceau păgânii și preoții idoleți înșelând poporul, și chemăm foc din cer, chemăm pe Domnul Dumnezeu. Peste care jertfă va veni focul, aceea este jertfa curată și adevărul credinței. Au făcut și preoții lui Baal și n-a venit nimic de dimineață și până seara. A ridicat Elie mâinile sus și a venit foc din cer și a mistuit jertfa. Deci Duhul și puterea lui Elie era acela al mărturisirii credinței, al mărturisirii adevărului, a rămâne în închinarea cea curată, neducându-se în stânga, în dreapta sau în altă rătăcire, la închinarea față de idoli, la închinarea lui Baal. Dar nu doar atât a rămas credința, rugăciunea, asceza lui Elie, ci și mărturisirea credinței în fața mai marilor vremii, adică a împăratului și a împărăteisei nebune care l-a prigonit, a lui Ahab și a Izabelei, și totodată a mustrat toată starea de păcat și de imoralitate, de sfrâul, de șănțarea, comunitatea, iubirea de avere, iubirea de putere, iubirea de slavă, de șartă și tot ceea ce era pătimaș în vremea aceea. Cum a făcut Elie, cu același Duh și cu aceeași putere, a făcut și Ioan. A mustrat, a certat pe împăratul și pe regele din vremea aceea și pe toți acoliții lui, de aceea l-au și închis și l-au decapitat. Și tot Ioan a spus adevărul. Faceți roade vrednice de pocăință. Șerp, pui de năpârci, fățarnicilor, i-a făcut pe arhierei și pe cărturari. Ce veniți voi acum la Iordan? Simțiți că a venit vremea și vreți să vă scăpați și voi pielea? Și a mustrat, îndreptând lucrurile și pe verticală și pe orizontală, dând la fiecare din popor și ostașului și căsătoritului și babeșului, dând măsura corectă a moralei pentru fiecare. Deci fiecare în vremea lui, și Elie și Ioan, au avut același Duh al mărturisirii credinței și a îndreptării poporului. Dar, iubiți credincioși, Elie cel ce va să vină? Punem întrebarea pentru cei care cred în reîncarnare. Dacă Ioan a fost mucenicit, dacă Elie s-a urcat cu trupul la cer, dacă Mântuitorul Iisus Hristos era pe munte, la schimbare la față și lângă El era Moise și Elie, în timp ce era Moise și Elie la schimbare la față, iubiți credincioși, apoi Elie era cu El pe nori și pe munte și totuși Ioan Botezătorul era în prigoana lupta lui în mucenicie și ducea pe partea cealaltă. Deci sunt două persoane, Moise una, Elie una și Ioan una. Cei care confundă lucrurile să se gândească foarte bine la asemenea lucruri. Dar, repetăm, Elie, cel care va să vină, Elie, cel care va să vină când?
pe timpul lui Anticrist. Prorocii Ilie și Ioan, Ilie, Enoch și Ioan, Evanghelistul, vor veni pe timpul lui Anticrist, în vremurile cele cumplite, vor întări poporul prin cuvânt, prin mărturisire, vor împărtăși poporul cu Sfintele și Preacuratele Taine din potirul lor cel curat și puternic, într-o vreme în care lumea va cădea în apostazie, în necredință, în deșertare, în păcat, în imoralitate și toată lumea va fi o Sodomă și Gomoră, așa cum vor să pregătească nebunii aceștia. Prin ecumenism vor să distrugă Biserica Ortodoxă, să ajungă preoții în forma ortodoxă, în Biserica Ortodoxă, în aceeași formă, dar să nu se mai coboare Duhul Sfânt peste Sfintele Taine și să facă un potir comun, adică cu papistași, protestanți, neoprotestanți și toți ceilalți, acela va fi urăciunea pustirii la locul cel sfânt, iar acceptând tot ceea ce înseamnă păcate ca în Sodoma și Gomora, educația sexuală și toate nebuniile acestea care le vedeți voi, că sunt susținute, promovate, întărite, accentuate chiar de cei care conduc din umbră lumea aceasta, încercând să ducă lumea la necredință și la păcat maxim, în vremurile acelea, va veni Ilie, va întări, va mustra, dar totuși va muri și el ca mucenic de sabia lui Anticrist. Va duce război cu fiara, va duce război cu desfrânata, va duce război direct cu Anticrist, va fi mucenicit și el pe străzi de Ierusalim, dar va învia. Ce trebuie să înțelegem noi? Că nu doar Ilie, nu doar Ioan au avut Duhul și puterea lui Ilie. În fiecare epocă a fost o stare în care se împlinește toată Scriptura și Apocalipsa. Dar acestea au fost doar etape, niște poze succesive pentru fiecare epocă în parte, până când Evanghelia va fi propovăduită la toată Făptura și Apocalipsa va fi în planul ei final. Și nu va rămâne doar o pregătire, o anticipare în fiecare epocă în parte. Și cum în fiecare epocă, iubiți credincioși, lucrurile s-au, să zic așa, s-au potrivit cu fiecare moment în parte, trebuie să amintim de un om care a venit în țara noastră cu Duhul și cu puterea lui Ilie, sub patronajul lui Ilie, sub harul lui Ilie, având aceeași lucrare ca Ilie, prorocul. Acela a fost, și am spus de mai multe ori, și o spun clar în față, pentru cei care nu înțeleg, cine are urechi de auzi să audă. A fost omul lui Dumnezeu, Nil Dorobanțu, ierarh al lui Dumnezeu, făcut de Domnul Dumnezeu ierarh, prin teofanie, și avem argumentele în cărțile lui de vedenii, răpiri, tot ceea ce a văzut el la Sfânta Liturghie, când vedea și auzea cuvânt ceresc, și acolo spune clar că el a fost hirotonit episcop de Domnul Dumnezeu Iisus Hristos direct și a cântat vrednic este chiar Sfântul proroc Ilie. Mintea scolasticilor acum scârție. Mintea teologilor de salon acum înnebunește când aude așa ceva. Mințile celor care nu concep decât forma exterioară a bisericii, nu pot să priceapă ce o să zică, au mai scornit o erezie, o înșelare, o rătăcire, iar vorbiți despre nindormațul. Nu! În vremurile acelea, atunci și acum, prin cuvântul lui, a mărturisit credința cea adevărată, i-a mustrat pe popii idolești din timpurile ruși, din timpurile noastre arhierei, stareți, monahi, preoți, care vorbeau despre o morală, dar ascultau de atei și nu împărtășeau poporul la porunca ateilor, i-a mustrat pe toți de ce îl închid pe Hristos în chivot și în altar, dar nu el i-a mustrat, ci Domnul prin el, a mers din sat în sat, din cetate în cetate, din monastire în monastire, ridicând poporul la credință și învățându-i continuu să se lepede de păcat, de toate formele exterioare ale păcatului, și în același timp și el a fost mucenic, pentru că a fost bătut din cap până în picioare continuu, nu numai o dată. Era bătut, își revenea, pleca la propovăduit, era bătut, se ridica, pleca la propovăduit, era lovit, se ridica și iarăși pleca să facă liturghie până în clipa în care și-a dat Duhul în satul natal ca un mucenic bătut vână din capul în picioare. De aceea spunem lucrurilor pe nume, iubiți credincioși,
Duhul și cu puterea lui Ilie a lucrat în fel și chip prin oameni ai lui Dumnezeu în epoci diferite. La final, Ilie prorocul va veni și va întări biserica împărtășindu-i cu sfintele și prea curatele taine. Dar eu vă întreb și închei. Dacă vom prinde noi vremurile lui Antichrist, noi ce așteptăm? Să ne împărtășească Ilie prorocul din sfântul său potir și noi să scăpăm de vreo prigoană? Să scăpăm noi de prigoană și de mucenicie când Ilie a suferit, când Ioan a fost mucenic, când Hristos a murit răstignit, când apostolii au fost prigoniți și muceniciți, când toți de după ei au luat crucea și au murit, ce vrem noi? Să ne împărtășim și să scăpăm? Sau să ne împărtășim și să plecăm la Domnul în forma în care vrea Dumnezeu? De aceea, cine vrea să stea în Biserica lui Hristos, în Mănăstirea lui Hristos și să scape, să-și pună în cap următorul lucru. Vrei să reziști în vremurile lui Antichrist? Vrei să scapi de vremurile acelea? Nu te mai complica doar la forma exterioară. Adică să-ți găsești un loc la țară. Am mai spus lucrul acesta. Să-ți găsești un loc de scăpare într-o pădure. Să-ți găsești o formă de a salva trupul. Nu! Maicilor de la Vladimirești s-a spus așa. V-am adunat 300 de fecioare aici din porunca Maicii Domnului, curate fecioare împărtășite continuu cu Sfintele și prea curate taine, nu ca să scăpați, ci ca să muriți ca 300 de jertfe curate pe acest altar, pe acest loc sfânt pentru voi și pentru tot neamul vostru. Dacă vă adunați în vârful muntelui, în locul acesta, în mănăstirea aceasta, nu vă adunați ca să scăpați, ci vă adunați ca să vă pregătiți și să vă jertfiți. Cine are urechi de auzit să audă. Ai venit aici ca să te jertfești ca mucenic dacă vei prinde vremurile. Iar dacă nu vei prinde vremurile, ai venit ca să te curățești și să plângi păcatele tale și pentru tot neamul tău și să te rogi pentru toată omenirea. De aceea, iubiți credincioși, nu mai fugiți de cruce, ci aruncați-vă toată încrederea în voia lui Dumnezeu ca să ne mântuim sufletele. Amin.